echipaj de jandarmerie, aflându-se în misiune specifică de prevenire și combatere a delictelor silvice, a depistat sâmbătă 17 octombrie, în jurul orei 13, doi bărbați care au tăiat ilegal material lemnos nemarcat silvic dintr-o pădure din apropierea localității Preoteasa, comuna Valcău de Jos. În urma verificărilor efectuate, jandarmii au identificat pe PI de 28 de ani și PN de 73 de ani, ambii din localitatea Preoteasa, comuna Valcău de Jos, care s-au deplasat cu un tractor cu remorcă în locul numit popular Pârâul Căsuții, de unde au tăiat fără drept cu ajutorul mecanic patru arbori nemarcați din speciile carpen și fag, având diametre cuprinse între 37 și 50 de centimetri. După inventarierea și cubarea materialului lemnos tăiat ilegal, s-a stabilit cantitatea de 2,55 metri cubi, care a fost ridicată de la făptuitor și predată reprezentantului ocolului silvic, acesta urmând a stabili și valoarea prejudiciului. În cauză, pe numele făptuitorilor, jandarmii au întocmit actele de sesizare cu privire la săvârșirea infracțiunilor flagrante de tăiere fără drept și furt de arbori, fapte prevăzute și sancționate de articolul 108 și articolul 110 din legea numărul 46 din 2008 din Codul Silvic. Dosarul cu actele de constatare urmează a fi înaintat parchetului de pe lângă judecătoria Șimleu-Silvaniei în vederea continuării cercetărilor.